ei casă cu casă, nici nu poți bate la poarta omului. Și a avut răbdare câteva zile, 3-4 zile, până s-a terminat vacanța copiilor și a mers în zonă și a luat școală cu școală și a găsit fetița și a luat-o cu dumnea ei în America. Uh-huh. Între timp a încercat să mă conecteze și eu am fost plecat la Cluj, că sunt din zona Clujului, și în schimb a trimis poze la doamna care a scris articolul despre dumneai și i-a mulțumit că a scris articolul și prin intermediul meu. Deci un caz am real, și eu, da? O deci poză de-a lor, dar nu știu, intervin, nu pot să o dau pe post. Deci am înțeles eu până acum, înțeleg că dumneavoastră aveți niște indicii concludente, nu? Da, domnule, omul e om serios, cum se zice în popor. Și domnul Ghică, știți cum e? A și verificat și a și mers la fața locului, înțelegeți? Treaba e groasă. Deci ne putem baza pe niște indicii concludente? Deci, acum nu vă supărați. Investigația pe care vrea să știe dacă sapă degeaba sau nu. Asta e interesant. Păi nu știu, cine vă plătește până la urmă, nu știu, eu nu. Oricum vrea să slăbească, deci degeaba nu sapă. Deci dumneavoastră vreți să slăbiți. Domnul Gică, ce vrea să afle? Care e marja de eroare? Adică în munca dumneavoastră până acum, în câte cazuri ați dat greș? În ăstea, înțeleg că ați dat rezultate bune. Ați găsit acești copii, acești dispărți. Da. Și asta întreabă domnul Gică. Deci, da, că sunteți siguri că Elodia e moartă? Sigur, problema 100%. Problema nu se pune, da. Cât o să sap, nu deci, se pune, cât o să fiu plătit, problema să sap. 100% nu e, realizați că o să intrați eu în istorie. Spun, deci. 100% nu este în viață. Am înțeles asta, asta e 100%, deci, asta, da? Bun, asta pot să relatez. Bine, și asta e destul de discutabil, afirmația asta, pentru că... Uite, domnul Gică are îndoieli, ce credeți că trăiește? Am pentru că dumneavoastră, noi nu avem indicii concludente și clare și incontestabile că Elodia trăiește sau că este în viață. Putem specula același indiciu. Și că trăiește și că este în viață. Da, și domnul Nico, Nico, așa? Nico, da. Din Grecia, da? Așa? Ce amintiți? Da. Când o spus pe hartă că nu crede până ce nu îi arătăm. Da, da, uite, am uitat exemplul. Să dă, domnule, omul ăla din Grecia l-a pus pe dânsul la un test în direct și a zis, domnule, pe unde stau eu, în Atena, nu știu ce, în ce cartier, i-a dat harta Atenei și, serios, dar, acum, orică a nimerit, a avut baftă, dar, ca la loto, dar i-a dat omului cartierul. Face o mică paranteză, știți că Rocco a scăpat? Da, am auzit, da, săracu, da, am auzit. Rocco, cunoscutul... Da, cel care a capturat aici în studio. Capturat din acest studio, a fost eliberat după 8 ani și jumătate. Deci, domnule, Gică, uite, dânsul o să vă fac un experiment. Domnule, e poza aici, da? Capturarea aici. A cerut poza Elodiei, da? Domnule, Gică, uitați aici. Deci nu e număr de iluzionism, asta e poza Elodiei, da? Da. Așa a zis dânsul, care are nevoie de o poză pe hârtie, da? Da. Mai departe, ce faceți cu ea? Arătați-i domnului Gică și cu ocazia asta trestatorul. Între timp, să... până îmi scot eu harta. Da, vă scoateți ustensilele. Da? Dacă nu pot pe harta da, aia da, să fac. Da, da, eu am pus-o pe asta pentru trestator, ca să vadă... Nu pot pe... să o punem pe culcată da. Jos? Da, da, am eu harta. Are harta. Așa, spuneți, explicați-i domnului Gică. Nu pot, deci... voi pune harta și voi... Hai, la treabă. Până atunci, domnul avocat Pompiliu Bota, să ne pune la curent cu alte evenimente din cazul Elodia, fiindcă de la ultimul episod difuzat în direct a trecut ceva vreme. Acum, în seara asta, începe o serie nouă. Dar vă dați seama dacă domnul Gică o găsește pe Elodia cu domnul Marc, păi automat nu, mâine, cam bat, nu, se mâine vor fi primiți de președintele Traian. Păi nu, domnul Gică nu crede, ca și în alte situații, dar păi dacă știți cum e, când e pus în fața unor evenimente... Mai bine să nu creadă și să sape și să o găsească, decât să creadă și să nu sape. Dar oricum vor intra în istorie, mâine vor fi la Cotroceni, vor fi medaliați de președintele Băsescu, cei de la Ministerul de Interne la fel o să-i felicite. Da, domnul Mareșac, o să-și dea demisia în sfârșit. Dacă nu greșim, recompensa încă e în vigoare de la telespectatori, aproximativ 30.000 de euro. O să o împarte domnul Gică cu domnul Marc. Deci, acum explicați, domnul Marc, ce faceți cu harta, ca să vedem și noi interesatorii. Nu, să dați-mi voie întâi să mă pregătesc. Mai aproape. Da, pregătiți-vă, pregătiți-vă. Mai puțin, aici e o știre. Dar vreau să fie tot un direct, ca să noi suntem gata să plecăm la locul faptei. Deci, în clipa aceasta, eu atâta știu de la domnul Marc, într-adevăr, ne-a spus într-o emisiune, domnule, eu știu unde e Elodia, nimeni nu l-a luat în serios, toată lumea, mă rog, a râs în studio sau acasă la telesatori. Când colo, ce să vezi, vin rezultate pe bandă rulantă din partea domnului Marc, de câteva luni încoace, asta este cert, deci de la domnul Nico încoace și Atena, până la cazul de care v-a povestit și acum recent, cum și-a verificat puterile singur, într-un cimitir, iar domnul, ca să capete seriozitate de mersul său, domnule, s-a dus la locul respectiv, unde, deci, unde crede dânsul că este Elodia, da? Unde o să ajunge. Da, și unde și-a făcut poze, înțelegeți? Deci, de-aia spun eu, nu? Remarcabil, care a cheltuit, cum să spun, timp, energie, benzină, ce vreți dumneavoastră, ca să o descopere pe femeia asta. Cu banii dânsului. Da, dumneavoastră, pe banii dânsului. Ministerul Public a cheltuit miliarde de miliarde. Cetățenesc, da?
ieșit din comun. Adică omul are un simț civic foarte dezvoltat și merită aplaudat. Trebuie să vă spun, domnul Diaconescu, din momentul acela în care am venit și am prezentat pozele și nu am fost băgat în seamă, nu am mai făcut niciun... Am abandonat până aseară. Vreau să vă întreb ceva. Este o provocare personală a dumneavoastră sau... această investigație sau scopul... Adică vreți pe cineva în spate. Vreți sau v-a pus cineva? Nu. Sau, nu. Eu. Sau scopul... Nu, scopul meu a fost de prima dată pentru ca să-i lucidez... Sau pentru recompensă, da. Ca să-i lucidez acest caz. Adică a fost... Foarte bine. Adică, e bine, e bună întrebarea, domnule. Adică să știm, poate e cineva în spatele dumneavoastră care vrea să ne distragă atenția de la adevăratul loc unde ar fi Elodia. Sau, înțelegeți? Aveți grijă că sunt persoane care vor specula. Persoane care vor specula și vor oamenii reacționează diferit. Dacă vă mai vreți să vă mai dau o bombă și la propriu și la figurat, o să vă povestească domnul Marc, că eu am vorbit puțin mai devreme cu dânsul. Nu, dânsul spune ceva. Ziceți, domnule, cu locul în care e Elodia. Lăsați-mă că să verific, n-am avut poza. Nu știți de ce, că îmi pare rău de... Știți care e treaba? Da. Cred că s-ar putea să nu mai fie. S-ar putea să nu mai fie acolo. Să nu mai fie, să fie mutată de acolo? Da. De ce? Uitați că eu am aici pe hată. Păi măcar vedem locul acum, domnul Gica. Nu. Domnul Gica, atâta să plecăm pe șel, să vadă dacă cineva umbla la locul respectiv sau nu. Domnul Marc, e cam greu să mă mai fentați pe mine, că deja am fost mutate acele... Păi de-aia l-am invitat, domnul Gica, e căutător cu experiență. Au fost mutate. Da, cu Magda. Au fost mutate din nu știu câte locuri. Uitați, deci mie cum îmi indică în câte locuri a fost mutate, inclusiv... Ce, cadavru? Da. A fost mutat cadavrul, vă spuneți de la... Vie sau moarte? Moartă. Păi moartă, cum vie? Păi dacă e cadavrul, e moarte. Sunt niște săgeți. Da. Păi uitați. Din Moldova. Uitați cum... A, nu, de la Brașov, la Pitești, inclusiv la pe baraj, noi inclusiv o parte aruncată de apă. Nu aveți o explicație care ar fi scopul acestei deplasări de cadavru? Da. Explicația mea știți care e? Explicația el... Nu, explicația mea și ceea ce redă. Aici nu trebuie să vă mirați, sunteți taximetristul din Brașov, a plimbat cadavrele, ați văzut, până la Bacău. Ceea ce redă pentru că tot a fost făcut pentru ca. Nu l-a omorât, nu l-a deci, fost ucis. Vă rog, zice domnul. Deci totul a fost făcut pentru ca să-l bage pe soțul, pe cioacă la... Deci adevăratul criminal... Da, a făcut a pus totul, cadavrul, da, a mutat în ce sens? L-a pus casă, lângă zonele, da, păi unde uitați, a trăit. Uitați aici, că am și pachetul a pus la mâneala, nu? E o răsturnare nouă de situație. Păi au cam urmat aceste săgeți. E o nouă răsturnare de situație. Uitați, domnul... La toată explicația dumneavoastră, eu am deja suspiciunile mele, da? Nu, dar stați puțin, eu îl prețuiesc mult pe domnul Ogică și vreau să-i protejez viața. Deci vreau să-i spuneți domnului Ogică ce mi-a spus și mie. Că în locul, fiți atent ce criminalul, ce dat naibii a fost, deci unde a pus cadavru, zice domnul Marc, ar fi pus și un dispozitiv explozibil. E adevărat? Hey, așa mi-a indicat. Mi-e foarte frică când sapă domnul Gica, că să fiți foarte atent cu metalul când dați. Nu, nu-i dă glumă, nu-i dă glumă. Dar mi-e foarte frică să nu săriți din aia. Nu vă vine să credeți că e Dan Naibii criminal? Când trebuie să mergem acolo? Acum? Luapte asta? Ce, vă e frică deja? Păi mâine am un termen din procesul meu foarte important. Măcar să depășesc termenul ăsta. De 9 ani aștept momentele. A început, va intra frica noastră, da? De ce stai cu asta, nu? Nu, deci... Deci dacă o să merg la fața locului, trebuie să-mi iau un costum anti-glonț, anti-antivirus. Eu niciodată nu m-aș fi gândit. Am văzut multe filme americane, dar vedeți criminalul ăsta din cazul Elodia, fiindcă a făcut o crimă perfectă, s-a gândit așa, bă, dacă totuși mă descoperă... Cu siguranță, în condiția în care este un criminal, este un criminal de rând. Da, eu ce spun, și fii atent, cel s-a gândit, bă, dacă a dus de nas tot misterul public. Nu, dar ăla s-a gândit, mă, o să apeleze ăștia la tip din străinătate, la domnul Marc, la câine, nu știu ceva. Și dacă găsesc cadavru, totul să sară în aer, toți. S-a gândit foarte bine tipul. Deci un tip care are... Să rămână crima perfectă, nu? Asta e. E tipul care l-a îndemână și explozibil. Afirmațiile pe care le facem, le asumați, da? Da, domnul Marc, ce mai tare, nu vă dați seama, își pune în joc toată reputația sa. Deci, din... Acum vă dați examenul nostru, cazul ăsta... Da, normal. Cred, aveți o, aici pe hartă, sau... deci, elicopterul deci pe hartă eu am materializat pe zile. Uitați, ce a făcut Elodia din 30 august 2007? Da, așa. Deci aici a fost aruncat pe marginea, e un baraj. Nu, nu, stai să arătați, că nu vedem nimic. Arătați pe harta aceea, vă rog, acum când explicați.
Dar să localizez întâi unde e. Ce vrei să localizezi? Barajul care? Vidralul sau ce? Aici, București, ajută domnul un avocat. Pic în stânga. Nu. Păi, bă, da, 411. Stați. Nu, că nu trebuie în amănunt. Deci vreau să ce spuneți, că a fost omorâtă Elodia, da? Aici, și dus în 411, da? Ați început? 411, aici e Bucureștiul, da? Da, aici e... deci... Haideți că vă ajut eu. Domnule Gosmergiu, să ajut. Vă pricep așa un pic la geografie. Dați-mi un microfon mobil, domnule Gică. Nu e nevoie. Deci nu, aici ca să vă ajute domnul Gică. Că aici e Pitești. Vreau să rămână în studio. Da, dar să arătăm la tabla, la harta mare pentru interesatori. Să ajungem la Pitești. Dar ce, Elodia totuși a plecat din Brașov. Ce treabă aveți cu Pitești? Cum? Elodia a murit în Brașov, dacă a murit, sau a dispărut în Brașov. Pornim de la Brașov? Da, păi ca să înțeleagă oamenii, nu? Puteți să veniți cu o cameră mai aproape? Da. Vreți să pornim de la Brașov? Pornim de la Brașov. Păi nu, ca să înțelegem. Păi... Avem aici la Pitești, da? Deci aici, suntem la Pitești. Crima s-a produs în Brașov. Trecătoarea Bran. Dom'le, ea era vie pe 30 august, da? Da. Era vie, da? Ce s-a întâmplat după aceea? Explicați dumneavoastră, și rău logic. Așa, deci avem Brașov aici, da? Avem Bran pe aici pe undeva, nu? Deci avem Brașov aici. Da. Avem Bran pe aici pe undeva. Da. Și avem Pitești pe aici, da? La Bran. De la, deci, Bran, la Bran. Până la Castelul Bran. Așa. Deci, după cum, după indicațiile pe care le-am obținut eu prin radiestezie. Da. Deci până la Castelul Bran. Am parcurs traseul, da, până la Castelul Bran. Deci Brașov, Castelul Bran, da? Așa, până la Castelul Bran a ajuns, a fost vie. Da. Deci în, acolo, acolo o serie întreagă de vile, de ăsta, acolo a fost omorâtă. Bun, deci undeva lângă Castelul Bran a fost omorât. Zona, nu, zona, de deci ce a plecat vie de acasă, da? Da. Cât a rămas? Cam cât timp aveți informația? În ce zi a murit? Adică după o zi, după două, după trei? La Castelul Bran, în zona Castelul Bran. Întreabă bine, logic. Să precizați cu exact. Păi... 3 septembrie, nu? Da, dar asta trebuie să facem, să băgați altceva în transmisie și să fac. Dar nu să faceți calculul. Nu pot, da. Bun, mergem mai departe, mergem mai departe. Păi, deci a fost omorât acolo. Așa, nu, nu, în direct, ca să nu fie niciun an așa. Deci a fost omorât în zona Bran. Mai în zona Bran. Următoarea destinație care a avut-o? Deci a fost mutat cadavrul, adică luată moartă de acolo și dusă unde? Deci, a fost după ce a omorât-o? În zona, nu, a fost, deci a fost depusă în zona Râșnov. Deci, deci nu, nu Cioaca a omorât-o? Nu. Dar cine? A ținut cineva calea sau cum? Dacă, scena morții, dacă cum îmi dați o poză cu criminalul, vă spun a, dacă mersi, el e. Asta îi dau poză cu Elodia. Ca și Marius Iacob, deci, caută de... De la Bran s-a reîntors, da, la Râșnov, pentru că Râșnov este mai aproape de Brașov. Nu știu, deci a fost aici. Nu, haideți să luăm un termenul ierarhic care ați afirmat mai devreme. Da. A fost la Brașov, a fost condus în Bran, la... dar de la vie. Bran aici, de la Bran, de la Bran sunt niște scurtături pe aici. Și a bun, fost și a ajuns la Râșnov. Râșnov a fost înapoi, undeva în zona Râșnov. Așa, da? Da. De la Râșnov? A fost tot mutată de 2-3 ori. Păi, ia, puneți-vă microfonul să rămânci. Inclusiv la Rucăr. Așa. Deci să reluăm cursul evenimentului desfășurat la vremea respectivă, acum un an jumate, da? Da. Deci Brașov, Bran, Rucăr, înapoi Râșnov. Rucăr. Rucăr. Rucărul este tot prin zonele astea, dar pe unde că nu-l văd eu aici. Tot pe acolo e. Așa. Bun, așa, după aceea de la Rucăr. În fine, de acolo de la Rucăr. Pe culoarul Rucăr Brasa. Deci, așa l-a dus. O parte. Da. S-a dus bine acum. Rucăr, păi da, Rucăr e lângă Bran. Deci Rucăr Bran. Ei sunt... De acolo a fost adus, probabil a fost, e un cuvânt cam greu de spus. Ce? Dar cadavrul, ce? Da, dar nu, a fost era întreg sau în bucăți? În bucăți, da, a, în bucăți. Așa, da, da. Știe Iacob, știe. Ideea de a spun că e un cuvânt de la Rucăr Bran, nu, a fost transportat unde? Revenim imediat așadar la această seară foarte, deci, specială în care aflăm exact de spus că locul unde este îngropat acum Melodia, zice domnul Marc, și noi vom merge împreună cu domnul Gică să o dezgropăm în această seară, să o vedem și noi pe Melodia cine a omorât-o și de ce. Revenim instantaneu. Așa. Dureri? Sângerări? Încearcă la Calut Activ. Combate eficient parodontoza încă de la prima utilizare. La Calut Activ. Gingii și dantură sănătoase fără durere.
De la Provident primești banii în maximum 48 de ore. Sună la 021 275 75 75 sau trimite un SMS cu textul CREDIT la 1805 și te sunăm noi. Stoc format din peste 400 de modele de mașini. Achiziții cu plata pe loc, leasing auto. Ofertă valabilă în cele 3 showroom-uri Meridian Ocazie. Cauți un loc de muncă? Fii reprezentant Provident și ai doar de câștigat. Bani săptămânal, program flexibil și cursuri gratuite. Sună la 021 275 7578. Cereți operatorului dumneavoastră de cablu DDTV. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Revenim în direct la această nouă serie a serialului Elodie. Alături de mine în studio domnul Ioan Marc, cel care nu se înșeală niciodată, cel care a mai găsit în două cazuri pe persoanele dispărute și de asemenea a făcut o verificare rapidă recent într-un cimitir. Acum domnul Marc cu o hartă în față și în prezența domnului Ogică, cel care nu crede în asemenea clarvăzători. Amintim telespectatorilor. Și a domnului avocat Pompiliu Bota dă detalii despre locul în care misterios în care este ținut acum Elodie și un loc în care este și un dispozitiv exploziv, bil, un detonant. Vă rog, domnul. Așa, deci ne mai amintim telespectatorilor modul în care susține domnul Marc, da, cu pendulul, cum s-au desfășurat desfășurătorul evenimentelor din, da, septembrie anul trecut, nu? Da, deci da, revenim, pleacă Elodia de acasă, deci pleacă Elodia de acasă în 30 august, august, 30 august și omoară cineva la Bran. Ajunge la Bran unde este omorâtă, de la Bran, da, susține domnul Marc, este... ajunge înapoi la Râșnov. De la Râșnov, septembrie. Pe data de 28 a 10. De la Râșnov. Nu, nu a 10, ajunge. Deci, domnul Marc, urmăriți-l am văzut-o la, să-mi confirmați dacă susține adevărul sau nu. Lăsați, urmăriți-l pe Ogică. Da. Deci, ajunge la Bran, de la Bran ajunge la Râșnov, de la Râșnov ajunge înapoi pe la, a spus, pe la Rucăr. Da, la Rucăr era în data de 28-10. Da, undeva în data 28-10, 2008, să moartă, fie foarte clar, cu înțelesul tuturor, da? Da, 2008. Așa. De la Rucăr, ce facem? Ajunge la Pitești, nu? Nu, de acolo, deci, de acolo a fost luată, deci n-a fost. Deci de acolo a fost luată, luată în bucăți, o, adică o parte tranșată, a fost tranșată. A fost aruncată. Așa, susține domnul Marc. E un baraj undeva în la Pitești. Un baraj, nu știu ce baraj e acolo. Am impresia că sunt mai multe baraje undeva lângă Pitești. Nu, parcă dar e un baraj. Păi ce undeva... e rău aici? Ultimul baraj care pe Argeș, care, de unde curge Argeșul la vale. Păi... Argeșul, păi, nu prea trece. Păi cum? Ia, pe vedeți. La... Unde e Piteștiul? Piteștiul e aici. Așa, deci uitați aici. Deci așa, aici, aici, în barajul ăsta. Aici. Așa. Deci o parte... Deci ajunge, cam pe ce dată ajunge, susține domnul Marc, la Pitești? Pe 28-10-a. Pe 28-10-a 2010 este ajunsă la Pitești, tranșat, așa cum susține domnul Marc. Da. Așa? De aici, cam cât, cât iar, timp stați puțin, este localizat parte acolo de dumneavoastră? Au aruncase, nu? Da. În altă parte. Și pe urmă, pe data de... Deci o parte a adus-o de aici, de la Rucăr, și a aruncat-o pe baraj. Adică nu ajunge, să înțeleagă toată lumea. Nu, deci nu ajunge în integral cadavru. Nu, nu. Deși era tăiat... Nu, o parte o adus-o și a aruncat-o în baraj. Da. Așa, și pe urmă se vede aici toată... Toată evoluția pe... Deci o parte a fost aruncată în baraj și o parte este, da, și o parte transportată în altă de, zonă, nu? Data de 13-11-a și deci apare la Pitești, a, la de parte, Albătă. Stați puțin. O parte a spus că pe 28 a fost tranșată. Pe data și... de 28-10-a aruncată, da, parte, în baraj. O parte, o iar parte, o parte, nu? Iar o parte pe data de 13-10-a... 13-a 12-a. 13 a 12 scrie aici. Că... 13 a 12. 13 a 12 apare la, îmi apare la Pitești, la Albătă. Deci, deci apare la Pitești. Păi în condițiile astea nu vreau să dau eu alte indicii, dar pe mine mă duce, mă face să cred că deci un criminal că foarte tare care vrea să dea cel mai cel mai indicat criminal care se poate imputa, da, această crimă, da, poate să fie cel care a fost omorât acum câteva zile. Taximetrist. Pentru că modul lui de... Bun, dar cine să mute? Stilul că el era în pușcărie, domnule. Îl conturează în acest de acord, caz. De acord, dar eu nu știu dacă nu, el nu era cumva arestat nu deja era, la data. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Păi nu, noi vorbim, pe el a fost arestat anul trecut. Păi da, dar ultima mutare e în decembrie anul trecut.
Nu în decembrie anul. Așa zis, 13 decembrie 2008. 2007, domnule. Eu am fost pe data de prima dată, ultima dată eu am fost în 2008. Mi-asum responsabilitatea, cred că eu am zis 2008, că n-am fost atent. Da, nu, deci e vorba de 2007, tot ce am vorbit. Tot ce am specificat 2008. 2007, rectific, e vorba de 2007-2008. Nu, atunci de ce schimbă treaba, da? Ajunge la Ionuț ăsta, a? Deci știți că el a făcut și o declarație, mă rog, între ea și a spus așa, domnule, de frica căutărilor în cazul Elodia, eu am luat-o pe Vasilica și pe Mădălina Mătrună și le-am mutat la Bacău. Da, deci, oricum lui era conexat la cazul lui Elodia. Pe da? Mine mă e stilul lui. Eu știu, să tot mute. Știți că el a, știți că el a avut birou lângă casa Elodiei. Eu nu sunt taximetristul monstru. Adică locul în care a ținut el cele două cadavre, cum se zice, era pe lângă casa Elodie, aia de pe strada Gloriei. Dar în fine, asta nu are mai puțin importanță. Acum, domnul Marc, unde-i dumne cadavrul? Hai ca să bun, stă motorul cu elicopterul cu motorul turat. Deci ambele părți sunt aruncate. Deci una cadavrul este înjumătățit și aruncat în două părți. A, așa. Și toate sunt aici, ambele părți se regăsesc. Aici avem. Se pot regăsi în zona Piteștiului, nu? Nu se mai regăsesc, poate niciuna. Păi nu asta unde vă, păi a spus, păi stați să vă spun, uitați ce a fost aruncat pe în apă, uitați pe date. Păi nu, da, aveți pozele, unde sunt pozele cu locul în care e? Nu, ce a fost aruncat. Da, da. Uitați, se poate verifica aici, ce s-a dus pe a fost pe ore, a stat și 3 zile la cotitura, la cotiturile apei. Da, am înțeles asta, dar s-a dus, asta nu se mai poate proba. S-a dus în Dunăre și ultima dată mi-a apărut pe 7.1.2008, uitați unde, în aproape de Dunăre, în 7.1.2008, aproape de mare. 2008, da? 7.1.2008. Da. Bine, eu putem să dăm uitării. Și vreau să spuneți că aceste bucăți au circulat pe apă de la Pitești, Giurgiu și așa mai departe, Dunăre, nu? Și s-au dus tot. Nu, eu nu vă cred, pentru că există foarte multe baraje care se putem opri, bravo, aici, care trec prin, vă spun, știți, și de aici vă contest. Apropo de asta, zice, urmăresc emisiunea dumneavoastră la 1.33. Mi se pare ciudat faptul că Elodia mișcă în poza de pe ecran, în timp ce recepția programului e foarte bună, adică programul e așa neclinit. Elodia, uite că mișcă în poza aia de sub OTV. Și ce înseamnă asta? Nu știu, nu mă pricep la interpretarea semnelor. Deci, semne energetice. Deci, domnul Marc, să energetice. O să pricepe doamna Pamela, că nu am apucat să pricepe Pamela cum interpretează. Deci, spiritul. Vezi că o femeie poate să miște într-o poză, doamna Pamela. Spiritul. Și că mișcă Elodia, adică e spiritul ei. Nu, spiritul. Nu, așa zice trezătorul, căci că mișcă în poza aia de sub OTV. Da. Păi dacă spune telespectatorul că transmisia e bună. Acum revenim. Să spună multe. Domnul Marc, unde sunt bucățile de trup care au mai rămas? Că a aruncat criminalul în 5 locuri, da? O dată în Dunăre. Da. Și pe celelalte 4 bucăți? Prima bucată unde? Înainte să ajungă la Pitești, a spus că a aruncat o parte prima dată. Când a aruncat o bucată din ea. Păi înainte de Pitești. Domnul Marc, haideți să fim mai concreți ca să lămurim telespectatorii, pentru că... Păi nu, domnul Gică trebuie să știe care parte a trupului o găsește sau o caută. Păi, da, nu, dar telespectatorii ne urmăresc și probabil că vor să și convingem, nu? Și atunci să fim mai concreți puțin. Iar dumneavoastră a studiat cazul ăsta și evident trebuie să fiți foarte... Deci treaba concret. E clară până aici, da? Deci o parte s-a dus pe apă. Păi nu are cum să... Vă contest în cont... Bun, stai un pic, fără să spune cealaltă parte. Pentru că există foarte multe baraje în care este filtrată apa. Și nu nicio formă poate să treacă. A doua chestie, pe Argeș, în barajele după Argeș și în Dunăre, sunt foarte mulți sunt foarte mulți baraje, pești, vreau să mari, adică cazom, care sub nicio formă nu ar fi, s-ar fi putut trecura apă între ei. Deci, faptul de a fi ajuns la mare aproape este imposibil de crezut. Din punctul meu de vedere, eu vă spun că dar din punctul dânsului de vedere este că ea e tăiată bucăți și este aruncată și aruncată în anumite locuri. Unde a zis? Asta e un alt loc unde aruncată. Asta mi-e pendul. Deși încep să vă Dunăre nu poate fi probată că e cuvântul dumneavoastră împotriva. Da, asta e ce a fost. În momentul respectiv când am venit eu la dumneavoastră și să căutam, încep să vă contest credibilitatea și atunci dacă se căuta în zonele astea și atunci putea să se găsească, poate, zic, poate. Că în care zonele astea? Păi pe Argeș, tot parcursul. A, pe râu Argeș, pe a căutat Iacob, a căutat, păi, n-a găsit nimic. E greu de găsit acum un carul cu fân. Da, e adevărat. Bun, păi și mergem mai departe. Unde e locul pozat de dumneavoastră? Deci, al doilea loc, da, care... Nu este mă interesează, cele care pot fi probate, unde mai putem, deci, să găsim o urmă, care restul... L-am stabilit prin coordonate radiestezice. Locul care e și cu explozibil lângă el, unde poate să-și pierdă viața dumneavoastră. A fost
exact în lângă comuna Albot. Pentru telespectatorii care au deschis televizorul mai târziu, vreau să remarc că avem indicii că se află undeva corpul, o parte din corpul Elodiei. Deci ar fi aici o mână, îngropat, un picior, o bucată. Iar eu trebuie să am sarcina să merg să-l dezgrop și susține domnul Marc că există exploziv la capul acelui cadavru. Sau că a existat, nu domnul Marc? Sau că a existat. Da. Așa că am o sarcină și o responsabilitate foarte... Doamne ferește! Deci ce bucată din cadavru mai găsim în Argeș, în județul Argeș, în pământ? Nu știu, n-am făcut... Bun. Unde ar fi lângă Albota? Unde exact? Păi, a zis dumneavoastră că e lângă un pod sau sub la, un pod? Sub un pod la ieșirea din comună. Ieșirea înspre? Spre Craiova. Vâlcea. Nu, dar zic, are două ieșiri comuna. Albota? Nu. Logic, păi, trebuie să aibă o ieșire... Spre Slatina, unde cel puțin e? Două. Păi habar, ia vedeți domnul logică pe hartă. Spre Vâlcea nu e. Nu. Albota asta deci, unde e? Albota? Hai că păi, 10 minute stăm cu elicopterul acolo și dezvoltăm. Dați-mi un indiciu mai... Drumul de Craiova. Spre Slatina. Ieșirea spre vest. De la Pitești spre Slatina, nu? Da. Spre vest imediat. Uitați aici, uitați că vă arăt eu că e și însemnat pe hartă, uitați-o. Ah, Albota. Ia. Păi am vorbit despre Albota. Ia, luați să vadă și telespectatorii. Spre vest e? Dați-mi la o parte, domnul logic. Păi de aici. Drumul de... Și uitați se, că să cine se înțelege deci acolo era. Uitați și aici a ieșit un pârâu. Deci exact în pârâu. Și e sub un pod rutier sau ce pod? Un pod rutier prin care curge un pârâu. Aha. Mai mic, dar e ascunzătoare asta. Deci nu asta da? Știți exact unde e podul? Uite ce vă zice un telespectator. Știi dumneavoastră dacă a fost și la și poza, ce dracu, omul e serios. Păi are poze. Dar deci vrea să... logică nu crede nimic. Să sporească credibilitatea domnului Marc și să nu și-o știrbească de fel. Că mi-am dat seama, m-am prins de... Nu, și le spune logică, dă înapoi. Lui Iogica e frică să sape acum. Eu nu prea am dat. Mai curajează Pamela decât... E vorba de o bombă cu ceas. Da, dacă este acolo, într-adevăr, eu mai știu ce... Bă, dar uitați-vă la un SMS, domnul avocat. Ia uitați-vă la un SMS, ce domnul Deaconescu. Mergeți după Elodia și părmă ne povestiți cum ați găsit-o. Dacă nu plecați acum, n-aveți nicio credibilitate. Fără dovadă, este fără vrăgeală. Nu, dar ca să înțeleagă trezătorii. Deci, domnul Iogica, ați înțeles unde ar fi? La ieșirea de la Albota, la ieșirea spre Craiova, da, domnul Marc? Haideți mai verificați dacă mai acolo sau a fost. Dar trecut, mi-a dat un perimetru de vreo 500 de metri. Dom'le, stați puțin, dacă e sub pod pe mine, deja a început să mă convingă de ce. Dar asta merita să sapi. Păi nu, domne, aveți poze la dumneavoastră ca să vadă. Păi dacă e sub pod, unde mai sapi noți? Nu, sub un pod, adică un pod pe unde se circulă, nu? Că sub un pod pe unde se circulă. De regulă, astea sunt ascunzători bune pentru criminal. Degeaba... Eu să știți că am mare foarte încredere în pendul. Da, eu am mai cunoscut pe cineva. Știți că lui Nico de Grecia a zis exact unde stă în Atena? Îmi pare foarte rău, dar să știți că după ce am făcut, ați făcut dumneavoastră emisiunea aceea și am prezentat pozele, a fost mutat de acolo corpul. Păi și unde a fost mutat? Vedeți unde a fost mutat? Acum dați-mi voie. Adică indeciunea... Păi da, dar vedem imediat. Că e cam adică ciuma. Că creează panică. Dacă s-a săpat acolo. Singura treabă care e acum... Când a fost mutat? În ce dată? Păi acum... Păi nu că vedem dacă e urma de săpătură. Ce dracu, ne dăm seama imediat. Păi, deci trebuie să vedem când am făcut emisiunea și imediat, cred că după aia, că eu după ce am văzut că nu se okay, derulează nimic, eu acum? N-am mai făcut nimic. Și nu puteți face acum? Păi acum am făcut și nu mai e. Știu, dar nu puteți face când a fost luat, asta e tot ce vă întreb. Deci tot ce susțineați mai devreme... Că dacă a fost luat acum 3 zile, ne dăm seama, nu? O parte din cadavru care ar fi îngropat la Albota nu mai este, vreți să spuneți, nu? Nu. Deci mergem degeaba, nu? Da. Doar singura treabă să mergem să vedem dacă într-adevăr acolo e făcută săpătura. Da, dar totuși există un nos, asta probabil e clar că nu și vedem. Problema, ea deja e deschidată. Nu să spuneți că cineva le tot mută, da? Scheletul. Păi nu putea fi un nos din pușcărie, era în pușcărie să-l mute. Da, dar când am făcut noi? Da, când ați făcut anunțul era cu 3 luni. Cred. Nu. Nu era atunci. După ce am făcut noi anunțul pe post. Nu mai aveți pozele la dumneavoastră? Da. Dați-mi pozele, să vedem pozele. Când deci... nu scrie pe poze pe ce dată s-au făcute? Dar am refăcut pozele. Domnul prea văzător, vreau să vă spun și eu ceva. Atâta timp cât ea a fost îngropată acolo, dacă a fost îngropată acolo la Albota, nu există o diferență între pendul și clar văzător? Corpul ei s-a deshidratat. Deci rămâne orice, o probă totuși rămâne. Da, rămâne ceva. Ar trebui să fie. Vă dăm seama că se va. Așa mi se pare normal că ar trebui să fie. Groapa făcută, odată făcută groapa, pe urmă i-a stupată groapa. De două ori s-a făcut groapa asta. Atâta timp cât un corp a fost pus acolo, se poate...
nicio problemă, nicio problemă, că are și dusul secretele meseriei. Zice cineva, cu ce a fost transportat în acest timp de colo-colo? Cu taxiul de monstru asasinat de colegul de celor? Dom'le, nu e scurs. În toată lumea, dacă povestea un clarvăzător, că Ionuț ăsta, Nicolae, păi căra cadavrele cu un taxi în toată Moldova, nu-l credea nimeni pe clarvăzător, da? Da, da, dar până la urmă, cine susține că a omorât-o pe Rodia sau nu are? Nu, nu susține. N-are ucigaș. Zice că nu e cioacă și că ucigașul îi pune în cârca lui cioacă totul, ceea ce se potrivește cu ce s-a întâmplat în teren. Și l-a păcălit și pe cioacă? Și cum s-a găsit urmele de sânge la cioacă în mașină? Lângă casa lui cioacă? Păi nu știu, alea le-a dus Marisian. Nu știm cum s-a găsit, întreabă pe bunătate și pe amenea. Păi mi se pare normal, nu s-au găsit urme de sânge la el în mașină? S-au găsit așa de multe că l-a arestat degeaba. Tare nepregătit ați venit. Da, da. Cade pe drum. L-am luat pe nepregătit pe domnul Mare, de ce? Ca să fie totul, domnule, vă să telesatură, să nu zică lumea că a regizat, da. Poze, color, făcute la meserie. Aici sunt. Mamă, dar totuși să nu sară bomba aia, să nu, dacă detonează bomba... Ce bombă, domnule? Poză nu poate să sară bomba, s-a zis niște. Criminalul cadavru a pus și un dispozitiv detonant. Haideți, domnule, să fiu serios. Domnule, fără glumă, ce dracu. Păi stai că... Cum v-a apărut, domnule, că e bomba acolo? Uite, și mă mai trimiteți pe mine acolo să dezgrop pe Eugica. Pe Eugica îl băgăm în față. Eugica e singurul bărbat adevărat. Deci cum o să scot imediat cartea și o să vă arăt... Nu, dar să nu pierdem timpul, să nu se întunece acolo, să plecăm, că pomă nu mai lasă ăștia să zburăm cu elicopterul dacă se face noapte. Se e complicat cu autorizația de zbor, cu... Să vedeți. E deja noapte. S-a făcut noapte. Nu mai trebuie autorizație. Aproape, eu zic, mai e puțin. Marius Iacob ne mulțumește dacă îi găsim cadavrul, nu? Păi cum să nu? Dacă o găsiți domnul clarvăzător în seara asta, eu o să vă dansez. Dar nu mai e acolo, v-am spus. Domne, nu e, dar plecăm pe fir, ce dracu. Și dacă găsim urmele... Deci domnul Ogică. Uite, zice cineva Ogică, lasă omul să știe, să spună ce știe. Ăsta e podul. Să crede în domnul Marc și îl critică pe domnul Ogică. Deci aici are e... Are dreptate, cred. Da. Și acolo ce este? Dacă ne uităm bine, că eu am pus aici... E un pământ lucrat. Nu, stați așa. Deci eu am pus o piatră, am pus o piatră în locul în care mi-a indicat. Deci pentru prima oară, vedeți, observați aici. Locul unde este ascunsă sau a fost ascunsă Elodia, iată-l aici. Da, e un loc bun pentru ascunzătoare, ce-i drept. Și mi-a să-ți ajuns asta din aproape în aproape pe hartă? Da. Dar mie mi se pare totuși incredibil să ajungi acolo. Da, nu-i domnul Marc. Oarecum. Cum să ajungi? Cine? Păi uite, uite poteca pe aici, uite pe aici. Uite pe aici a luat-o primul. Domnul Gică, pe aici să mergeți. Uitați, cum a cărat el. Deci, dar nu știu cum o să, deci, da, aici de sus o să filmăm de pe podul. Credeți că totuși este taximetrist? Aici e domnul Eludi, extraordinar. Păi a mutat cadavrul, n-ai fost de la început. Păi cum a mutat cadavrul? Exact în stilul în care a dat domnul ăsta că... Exact în stilul... mașină. Păi eu fi pus pete de sânge nebun ăla. Păi ăla era monstru, monstru era nebun. Iacob a fost... Da. Ia dați-mi poze, domnul Gică. Ce părere aveți, domnul Gică? Iacob, dacă e deștept, se uită la emisiunea. Deci când sunt făcute pozele? Ca să salveze păi, postul, că salveze. Uite, deci aici, aici e locul? Păi eu am marcat cu piatra acolo și să și vedem. Și marcat cu piatra? Păi, da, păi am pus eu o piatră și păi, se vede că e mai ne-a lăsat. Ne-a dat domnul Marc, ne-a dat mură în gură. Deci mergem la fix, luăm ce-a mai rămas din cadavru. Ce vă spune că deci nu mai e acum... Deci aici e Elodia, sărac. Nu sunteți siguri? Că nu, nu mai e acum cadavru. E sigur că a fost, zice, sigur că a fost, da. Dar nu e sigur că nu mai e. Păi nu, trebuie să luăm câine, luăm câine care să miroase aici și vedem dacă a fost. Dar totuși rămâne o urmă, chiar dacă nu mai este. Păi ce n-ai, sigur. Și vreți să ajungem la vorba dumneavoastră, trebuie să fie o urmă, imposibil să nu fie. Plecăm, domnul Gică. V-au convins pozele sau? Eu încă sunt reținut. Poate mai tremură puțin. Am reținerele mele, dar nu pot să dau. Păi ziceți omului în față ce aveți de suflet. Eu v-am zis, am reținerele mele, nu pot să dau. Dacă omul s-a poze. I-ai spus asta cu bomba, normal că are reținerele. Dacă mai luăm și calcul că domnul Marca, avem un caz asemănător. Povestea cu bomba de unde v-a ieșit, adică cu dispozitivul? Dar de ce spuneți povestea acum? Mă rog. E teoria, domnul, nu e poveste. Teoria... Că nu-i place logica asta. E teorie dată de carte și deci eu am pus întrebare. Da. Conform cărții și asta mi-a răspuns. Aha, e în regulă. Bun, dar acum deci, dacă a luat-o, criminalul a mutat-o, a mutat iar cadavrul, înseamnă că a luat și bomba de acolo, nu? Probabil. Adică scăpăm, măcar scapă domnul Logică, tot e ceva bine. Dar stați acum, stați un pic să vă spun ziceți, că eu am făcut totuși un test. Că nu mai pot să stau aici, eu plec acum. Acum și da. Verific pe hartă. Plecă acolo să săpăm. Păi că dacă vă spun unde ai dus... Vreau să iau și eu din ea 30.000 de euro. A, ne spuneți unde am mutat cadavru? Da. Păi mergeți degeaba dacă n-aveți răbdare. Păi nu, era bine și acolo, vedeam acolo, domnule. Da, cu urmele. Nu, dar acum vorbim foarte serios. Nu dat de mare Iacob acolo. Vă dați seama că... Urmărind emisiunea, se duce înaintea noastră. Ce groaznic a fost criminalul ăsta, fiindcă
Exact. Totul se expune la un risc când tot care cadavrul de colo-colo, domnul avocat, nu? Da, dar e stilul lui. Odată, nu l-a prins odată. Dar ăsta e stilul, domnule. Deci că e Dexter ăla din filme. Păi ăștia ucigași în serie sunt minți bolnave. Doamne, aveți dreptate, aici aveți dreptate. Ia să vedeți, ia, să vedem unde a mutat cadavrul. Ia fiți atent. Știți unde l-a mutat? Unde? La Caracal. Fără niciun fel de glumă. Hai să lăsăm. Da, fără niciun fel de glumă. De acolo provine domnul Dan Diaconescu. Asta a semnat că domnul Dan Diaconescu. Păi dați-mi harta orașului. Harta orașului. Da, Vasile Alexandru. Bine, mergem, dar deci, până acum cât timp a fost la Albota? Nu știu, că n-am mai făcut. Aproximativ o lună, trei, dar șapte. N-am mai făcut, domnul Diaconescu, dacă n-am făcut. Uitați. Bine, atunci să căutăm în arhiva noastră când ați fost dumneavoastră ultima oară la mine. Nu se confirmă. Păi, când am fost? Tot, dar mare parte n-am fost. Când am fost cu problema asta, am fost în... Parcă în august, anul trecut. Pozele astea sunt făcute pe vară, așa pare, după da, da, vara, da, în august, anul vara trecută, nu? Da, în august, da. Bun, deci putea să le ia cineva din august, anul trecut, până astăzi, nu? Da. Da? Da. Păi nu le-am prezentat aici cu dumneavoastră? Stați-mi puțin, da, săpătura poate să fie, deci se va cunoaște dacă s-a săpat acolo. Da. Nu? Da. Logic, nu? Automat. Bun. Atunci păi cum se vede pe alea că e pământul, domne, lăsat acolo într-o acum zonă? Acum trebuie să facem și un apel la locuitorii din zonă, să nu umble acum. Acum, până ajungem noi acolo, într-o jumătate de oră. Ba chiar poliția să meargă și să păzească. Că aici facem așa, nu, domnul Gică, cum sintetizăm? Deci dacă nu e nicio urmă nu de săpătură, domnul Marc s-a înșelat definitiv, da? Domnul Diaconescu, acolo sunt trei poduri, nu știe sub care e. Ei, nu știe cum dacă de ce? Dacă merge Marius Iacob cu câinii imediat. Dar dumneavoastră, de unde ați făcut poza asta? Din ce unghi? Adică de pe o șosea, de pe sau scoborât? Într-o poziție, domnul, de acolo. Domnul, uitați ce spune un telespectator, iar poza chiar, cu Elodie, chiar se mișcă. Unde, domnule, vedeți că se mișcă? Cum o faceți acum asta? Nu mai pierdeți timpul. Hai, domnul Marc, plecăm sau nu plecăm? Dumneavoastră hotărăți. Păi știți de ce mi-e teamă? Să n-ajungă poliția să încercuiască locul și să zică asta nu e înainte, scena crimei la revedere. Bun, și spuneți-mi, dispozitivul detonant mai e sau nu mai e? Ca să stau eu liniștit. Nu mai e nimic acolo. Acolo nu mai e nimic. Nu mai e nimic în clima asta. De când a ajuns informația asta? Păi, aseară când m-a sunat domnul Diaconescu. Păi nu, stați puțin, că la începutul emisiunii, când a dedus dânsul, mai este nimic, pentru că la începutul intervenției noastre în această emisiune, susțineați că este acolo și se poate face cadavrul acolo. Nu, n-am susținut. Ba da, așa susținut. Nu. Ba da. Nu. Iar ulterior, după o jumătate oră... A zis dumneavoastră de recu, dacă nu-l găsim acolo, își pierde credibilitatea. Da. Iar ulterior spuneți că... Nu, eu cred că e acolo și domnul Marc nu vrea să ne dea toate informațiile. Cred că domnul Marc Cred că vrea să ia recompensa, sigur, știi? Să ia singur bani. Uite, mă retrag, nu mai... și cu Pamela recompensa. Fie de la mine, nu mai e ideea că... Dar e ceva acolo, nu? Ca să vin să vă dansez în seara. Rezolvăm o dată cazul ăsta, dacă dumneavoastră susțineți că aveți... Cine riscă ia banii? Că aveți indicii. Haideți să și plecăm pe drum. Vorba lungă, sărăcia omului, da? Haideți să plecăm, da? Mergem? Cum gata, haideți, eu hotărăsc domnul Gică să vă însoțească. Aveți elicopterul vine sus, nu? Că domn, da, haideți să, în timpul ăsta, dacă e tot aici Pamela, ne dansați ceva? Să, da, dar mai... Da? Mai târziu puțin? Ne dansează Pamela? Bine, până atunci... Nu mai dacă vă găsiți pe Elodie. Eu am să citesc mesajele dumneavoastră, haideți până vă pregătiți dumneavoastră, colegii mei vă așteaptă... O să-i dansez special în seara asta Lucioacă, dacă vă găsim pe Elodie. Lucioacă, da? Dar vedeți că Lucioacă nu e criminal în opinia domnului Marc? Păi nici, dar vreau să spune că nu este criminal. Bine, dar el de ce nu se apără mai bine atunci? Eu pun mâna în foc că nu este, pentru că... Da, el e înscenat. E în scena lui, nu? Da, totul e în scenă. Asta este proba mea. Vă încurajez să trebuie să mergeți acum cât e lumină. Deci, și acum o să vă dau să citiți. Bine că e moarte sigur. Citim noi până plecați dumneavoastră pe drum, noi citim aici, că n-avem altă treabă. Zice, mergeți drumul de acum să o dezgropați, nu mai țineți cu sufletul la gură. Iar poza cu Elodia chiar se mișcă. Elodia a fost minat cadavru, zice Abaz din București. Pe Argeș și Naval de barajul Golești este imposibil, sunați-mă. Vedeți să nu fie la podul Mărăcineni. Altcineva, ce păcat, toată discuția asta este pură diversiune. Cadavrul Elodiei la fundația blocului din Râșnov, sub pardoseala Băii, acolo unde a fost anul trecut echipa mea. Poate fi prima bucată. Detectivului Ormenișan. Poate fi prima bucată. Dacă nu plecați acum, chiar că e o pălăvrăgeală, așa că puteți să plecați acasă. Haideți să plecăm acum, că se supără interesatorii. Dați-mi cartea și am să citesc cu domnul avocat. Eu rămân aici cu domnul avocat, cu Pamela. O să vedeți și alți invitați surpriză. Partea de sus. Partea de sus, da? Cam același lucru facem și noi prin folosirea pendulului. Pendulul pătrunde în subconștientul nostru, care la rândul lui accesează memoria universală și ne dă răspunsul. Prin urmare, putem pune pendulului orice întrebare dorim, memoria universală ne va răspunde. Nu, cele mai bune rezultate, e adevărat, da? Este adevărat, nu? Cele mai bune rezultate se obțin atunci când avem cu adevărat nevoie de răspunsul căutat. Întrebările nu trebuie să privească neapărat o chestiune de viață și de moarte, însă trebuie să aibă legătură cu probleme importante pentru tine. Îți poți dezvolta abilitatea în folosirea pendulului cu ajutorul unor experimente care uneori par neserioase sau jocuri de copii. Cu toate acestea, în practică, mai degrabă vei avea acces la găsirea cheilor pierdute
minute decât să descoperi, de pildă, care monedă dintr-un grup de 7 a fost atinsă de un prieten. Pendulul va răspunde la ambele întrebări, dar în mod invariabil va funcționa mai bine în cazul unor probleme serioase, cum este aceasta legată de găsirea elodiei. Drum bun! Mergeți cu domnul Ogică, mă așteaptă colegii mei și vorbim pe drum. Am uitat să vă spun, tot drumul veți fi în direct cu noi și vom continua discuția. Domnul Ogică va fi reporter lângă dumneavoastră, da? Deci, în mijlocul de transport. Mai am și o rugăminte pentru unii telespectatori, dacă au indicii care ne poate ajuta, să-mi trimite un mesaj pe mail-ul meu sau pe mesul meu. Păi vă așteptăm înapoi oricum. Ogică Stelian, într-un cuvânt. Să sperăm că vă întoarceți. Sincer, eu vă simt cum e domnul Ogică, nici să nu explodeze nimic acolo. Eu am spus la multe încercări în viață. Asta a trecut dumneavoastră. Vine domnul Ogică. Care un proces istoric. Cât e recompensa? 30.000 de euro era, dacă nu o fi crescut între timp. Eu fac mai puțin pentru recompensă, că am altele mai... Da, are duminică, lotul cel mare. Domnul Ogică va fi mai ajutat palpabil în această muncă și de alți colegi ai noștri, o să vedeți o echipă impresionantă, da, pregătită pentru drum. Va merge cu domnul Marc. Doamna Pamela va rămâne aici în studio să comenteze evenimentele împreună cu domnul avocat. M-aș duce și eu, dar mi-e teamă. Nu, că n-aveți loc toți în elicopter. Mai bine stau. Haideți să vedeți cineva aici. Domnule Dan, cine mai stați? Mă sacrific eu să stau. Nu vedeți că Ogică tot tremură? Și eu am observat că se mișcă poza. Cum e posibil? Mergeți odată. Și eu simt că... Da, numai, haideți să și mergem, da? Ca să nu creadă trăsătorii că n-au drum. Curați-ne, da. Nu, o să continuăm. O să continuăm să vă vedem în direct și pe drum. Să mă întoarce, să mă întoarce. Deci, la dumneavoastră. Deci, domnul Marc, mergem în județul Argeș și lângă Albota, da? Da. La ieșirea dinspre Slatina, spre da? Slatina. Dinspre Craiova. Spre Caracal, spre Caracal. Pe autostradă? Da. Pe autostradă din Pitești și din Pitești, ce faci? E intersecția, domnule. Adică știți drumul? Stânga. Bine, luați carta cu dumneavoastră. E chiar intersecția. Dacă e elicopterul, știe el, nu se merge. Da, da, să nu fie foarte întuneric. Haideți. Haideți repede de tot, motoarele sunt urate. Revenim la mesaje, zice un trăsător, eu o găsisem pe Elodia sau știam unde e Elodia. Acum trebuie să ne dați indicii clare, fiindcă vrem să aflăm totul exact cum stau lucrurile. Dar le lasă aici așa? Nu. Totul mi-e lăsat. Sau le luați pe aveți nevoie de ele acolo? Să căutați, cum să le dacă aveți nevoie de ele, luați-le acolo, păi luați pendulul, luați... Parcă vă văd pe acolo în pădure, că nu mai știți. Și dați telefon, da? Să vă aducem noi pendule. Pozele, am să vă dau un exemplar dintr-o poză. Lăsați și la noi. Da, să ne lăsați. Ce poze vă trebuie? Nu, trebuie. Nu, nici atunci să ne lăsați nouă poze. Bun, nu, Albota, nu, ca să vadă colegii era... mei și șoferii de pe mașini și pilotul de pe elicopter să vadă locul. Deci asta e undeva la Albota, la ieșirea din Albota înspre Slatina, da? Asta e locul celebru. Și undeva în această zonă este Elodia. Haideți, puteți merge, domnul Marc. Vorbim, o să vorbim în legătură, să vedeți. O să fiți în legătură în direct cu noi. Ah, și cartea, da, dacă vreți. Aveți nevoie de carte acolo? Să mai învățăm și noi de ceva, dar... Nu? Nu, ai lăsați în cartea. Lăsați în cartea, că mă citesc eu pentru interesatorii, mai bine, așa? Să mai instruim. Da, tu mi-ai venit înapoi, vă întoarceți în... Măcar cu un nos din cadavru. Păi într-o jumătate de oră ajungeți acolo, cât să fie, nu știu, la 10 vă întoarceți înapoi, dacă totul merge bine. La 11, cel târziu, cu întârziere de rigoare. Dacă nu aveți nevoie de geantă, lăsați-o aici, sigur. Totul e aveți încredere. Haideți să o găsim pe Elodia, să se termine odată și serialul ăsta fără sfârșit. Au fost 362 de episoade până acum. Iată că la iată episodul 363, de fapt serie nouă, o găsim pe Elodia. Vedeți în ce loc este și marcat acest loc. Imediat o să vedeți și, să spunem așa, convoiul, cum se va deplasa până poza acolo. Care poza? Poza Elodiei? Păi da. Vă mai trebuie. Nu, domnule, poza Elodiei de pe ecran se mișcă, domnul avocat. Ia, acum să ne povestească Pamela, care crede în asemenea lucruri, dacă e posibil ce spun trăsătorii ca Elodia să miște în poza aia. Nu, să miște în poza aia nu. Am încredere în pendul, în schimb. A, aveți încredere? Dar de ce? Va încerca cineva? Nu, odată la noi acasă am făcut și noi o încercare cu pendulul acesta și mama mea puseseră ceva într-un loc de care uitase. E, și acel pendul ne-a dus în locul exact în care era acel lucru. Elisei Victor din Brăiești, Cornul Luncii, Suceava, spune despre Ogică, dacă Ogică este vedetă, comentator la un post TV, atunci contactați-mă și pe mine să vă schimb subiectul de la o zi la alta. Semnează cu dispreț, zice domnul Victor, dar nu e așa, domnul Ogică, vedeți, într-un fel se și jerfește pentru dumneavoastră interesatorii. Cu tremur important în Timișoara, acum 5 minute, ne zice un interesator din Timișoara, o să verificăm această veste, știți că avem aici, suntem pregătiți și cu acele dispozitive de cutremur tot timpul în direct. Nu, a fost doar în Timișoara. Timișoara sunt mici cutremurile și nu... Dar știți că tot timpul când se întâmplă ceva important apare câte un cutremur din ăsta. Când vorbeam de Nikita a început cutremurul, acum când vorbim de Elodia, un nou cutremur. La cutremurul din 7-7 am fost în Timișoara, să știți. Dane Podu, zice un trăsător, înainte de Albota. De acolo e un drum care duce la o groapă de gunoi. Interesant, știți bine că și în obiectele din râpă erau lângă un
o groapă de gunoi, să zicem așa, a Brașovului. Reamintim celor care nu cunosc, dacă mai este cineva în România care să nu cunoască datele importante din cazul Elodia, că această avocată era, mă rog, este căsătorită încă în acte cu un polițist din Brașov, acum polițist în Argeș, Cristian Cioacă. La un moment dat, în 30 august dimineața, conform polițistului Cioacă, sau în 29 august pe 30 noaptea, conform parchetului, ea ar fi dispărut. Parchetul susține că ar fi dispărut măcelărită, tranșată de, chiar de polițist. Polițistul susține că n-a avut niciun fel de vină. În această seară, domnul Marc susține că altcineva a omorât-o pe Elodia undeva în zona Bran și de acolo din zona Bran cineva a refăcut tot acest scenariu și, adică domnul Marc, după zona Bran, dânsul spune că ar fi fost dusă ea în mai multe părți, odată în lacul Vidraru, odată în râu, în Ceriu, a zis, care râul s-a vărsat logic în Dunăre și așa mai departe. În fine, dar o porțiune din trupul Elodie este în poza care e acum prezentă pe ecran, adică sub acel pietroi pe care l-a arăt eu cu degetul în imaginea pe care o vedeți pe ecran. Domnul avocat Pompiliu Botana. Încă un cutremur. În Bulgaria, acum, de mică intensitate. Domnul Strate a spus că sunt cutremure întâi primele pe la alții și pe urmă la noi. Spre duminică. Da. Deci în Timișoara și în Bulgaria. Așadar, podul astea pe sunt care semne, căutăm semne. Este înainte de Albota, o să vedeți oricum în transmisiune directă. Acum vedeți pe Elodia, toate pozele făcute de Elodia în deplasarea ei de dinainte de dispariție. Reamintim că s-a dus în două țări, odată în Italia, unde pe urmă mulți trăsători susțin că ar fi văzut-o, inclusiv Magda Ciumac spunea că ar fi văzut-o pe Elodia în Italia. Și ulterior ea s-a dus în Dubai. Ea a fost în Dubai cu amantul ei de la SPP. Aici o vedeți pe Elodia cu o mască venețiană pe față, aici cu chiar cu un semnul localității. O să o vedeți pe Elodia și cu alte prietene sau alți prieteni în aceste fotografii și pe urmă de sigur o să-i vedeți pe invitații noștri speciali deplasându-se la fața locului acolo, lângă Albota, din echipa noastră lărgită. O să vedeți face parte celebrul cascador Iulian Onel, cel care s-a mai făcut remarcat și în alte cazuri. El va fi înarmat, este deja înarmat cu ustensile de rigoare, de la Târnăcop la Cazma, de la Cazma la Sapă și la tot ceea ce mai trebuie pentru a o găsi pe Elodia. Evident că toți vor să se înfructe din această recompensă, foarte, foarte mare totuși pentru vremurile astea, peste 30.000 de euro. Sunt totuși lozul câștigător. Da, lozul câștigător e totuși mai mult de 1 miliard de lei la mijloc și o să vedem exact dacă o găsim sau nu în această seară pe Elodia noastră. Încă un semn, alertă cu bombă la primăria Chișinău. Alertă cu bombă, asta ne interesează mai puțin la primăria din Chișinău. Încet, încet. Să fie la ei acolo, știți cum se spune. Aici îl vedeți pe Ilie Cristian, pe amantul Elodiei, cel care ar fi fost în Dubai cu ea. Este interesant că el a fost chemat la audieri un an mai târziu de către procurori. A spus acolo, evident, că nu știe nimic despre avocată, dar ulterior s-a stabilit tot în Dubai, pentru totdeauna. El a plecat acolo, spune el, angajat la o firmă privată, bodyguard. Spuneți-mi unde este în Dubai și vedem dacă este adevărat. Ilie Cristian? Nu, da. Nici el n-a vrut să spun. La o firmă din Dubai lucrează. Cum să nu știu, aveți acolo. Eu Pamela vine din acel... Lumea arabă. Din acea lume, da. Dar credeți și în posibilitatea asta ca Elodia să fie totuși acolo? În lumea arabă, e dacă posibil. Tot... Eu adică, să știți că eu totuși... Dar, de ce se mai întorcea din Dubai dacă rămânea acolo? Nu, dar poate totuși nu s-a întors. Un om întreg la minte totuși ar da telefon părinților, măcar ar da un semn părinților. Se vadă de copil, nu? E vorba de un copil la mijloc. Totuși mi se pare că dar trebuia să... Dar nu e sigur să... că era întreagă la cap. Păi asta nu? E. Bine ai zis. Un om întreg. Cum să nu fie dacă era o avocată de renume? Niciun cutremur în Timișoara, zice un timișorean, vedeți, mai responsabil. N-a fost cutremur în Timișoara, zice și altcineva, a verificat și noi între timp. Revenim acum la mesajele legate de Elodia. Fundația, oricum trebuia să țiuie această drăcie din spatele domnului avocat, n-a țiuit. Și de, prinde și Bulgaria? Da, tot ce se simte în România prinde. Da, a fost la peste 4 grade. 3,8. Știu, tot ce e peste 4 grade și care se simte în România prinde aparatul ăsta. Fundația de copii.
Stoc format din peste 400 de modele de mașini. Achiziții cu plata pe loc, leasing auto. Ofertă valabilă în cele 3 showroom-uri Meridian Ocazie. Revenim în direct, spunea așadar un interesator la SMS 1333, fundația de copertat a blocului din Râșnov are o denivelare anormală în plan vertical, care ar putea fi constituită dintr-un pachet peste care s-a turnat o roabă de beton în deplină concordanță cu visătoarea, cea care ne-a anunțat atunci la vremea respectivă. Așa, asta este o pistă, acolo n-am putut noi săpa mai adânc, din, ați văzut, motive obiective. O să revenim și acolo, dar mai mult ca sigur este aici sub pod. Reamintim că sub acest pod unde se află Elodia, în viziunea domnului Marc, ar fi și un dispozitiv detonant. În câteva clipe o să aveți legătura și cu cei care s-au pus în mișcare, ca să nu vă scape niciun fel de imagine din această investigație jurnalistică, să nu credeți că s-a întâmplat ceva. O să avem imagini repede și cu locul de acolo, din Albota. O să vedeți filmat și de sus din elicopter plecarea colegilor noștri. Să ne mișcăm cât mai repede, să ne ajungă criminalul înaintea noastră și nici altcineva să mai mute locul. Altcineva zice, chiar acum pe TV Sank Mont, zice o trăsătoare care are acces la acest canal, este o concurentă cu ID, un concurs pe, și concurează una cu nume Elodie. Ce coincidență, spune Maria, dar într-adevăr foarte rar acest nume Elodia, exact. Dar în Franța e probabil mai des Elodie. Ați mai auzit de Elodia prin Liban pe acolo, nu? N-ați mai pomenit de numele ăsta, nu? Nici Pamela nu știe. Elena din Timișoara ne confirmă și ea că nu este niciun fel de cutremur la Timișoara. Sunt din Albota, zice un telesator, dacă spune că e la groapa de gunoi, e foarte aproape de Pitești, dar podul nu este acolo, este mult mai sus, stau 500 de metri mai sus de pod, zice acest telespectator. O să vedem exact cum stau lucrurile acolo la Albota, oricum de sus din elicopter se vede totul foarte bine, totul este să nu se întunece. Rapid o să aveți și câteva surprize muzicale în această emisiune, așa cum ați cerut și dumneavoastră. O să fie și un debut spectaculos al unui tânăr cantautor, o să vedeți despre cine este vorba. Toți artiștii susțin că el ar fi de fapt vocea numărul 1 acum în România, deși are doar 12 ani și este supranumit Solomon Împăratul. O să vedeți despre cine este vorba în câteva clipe. Mă întorc la mesajele și mail-urile telespectatorilor, la mail-uri trimise la ddd@andiaconescu.ro. Îi zic să apelați la sătenii de lângă Albota să caute asta în cazul în care nu s-au dus deja să verifice, dar de-aia trebuie să ne grăbim. Să băgăm la elicopter. Și o întrebare, că eu acum am deschis televizorul, de ce de-abia acum se știe unde este Elodia? Florentina din Timiș întreba asta, nici noi nu avem vreo explicație, fiindcă până acum nu au fost luați în serioși acești oameni cu puteri speciale, dar ați auzit, de exemplu, Pamela crede în așa ceva, în această radiestezie, în manevrarea pendulului magic și, sigur, din ce în ce mai multe persoane cred în asta. Alt cineva, Ștefania din Craiova, zice, vă rog să nu faceți zile și mai grele familiei, respectiv părinților. Ancheta asta trebuia realizată de poliție. Păi da, dacă poliția n-a făcut-o, când un copil dispare, simți cum ți se face sufletul țăndăr, nu mai contează nimic și poți muri și tu ca părinte, într-adevăr, când îți dispare copilul. Aici, sigur, s-au vorbit foarte multe lucruri despre familia Ghinescu. O să vorbim și noi în această seară și cu părinții Elodiei. Aici, rând pe rând, ei au fi fost acuzați că n-ar avea un comportament normal pentru un copil dispărut. Alții spun că, din potrivă, ar fi fost distruși, mai ales tatăl ei. Dar revenim totuși la mesajul oamenilor, să mai discutăm despre părinți și despre părinții Lucioacă și despre părinții Elodiei. Spune cineva, ba este Elodia, ba nu este, de când ați intrat în direct nu faceți altceva decât să o întoarceți în continuu, sigur nu o scoateți la capăt. O să vedem exact ce se va întâmpla. Luați-l pe Ogică, doar nu e profesor de geografie și aia o să, se lase de vrăjel cu învărtitul. Chiar văd de la cronică, zice un trăsător. Mergeți în direct la acel pod, la acea ascunzătoare. Vedeți trăsătorii care știu zona, știu că aici există o ascunzătoare. Iată, vedem această imagine cu podul respectiv. O să vedeți și în direct în câteva minute. O să vedeți imagini de la podul din județul Argeș. Nu știe unde e Slatina, Elodia săracă o fi undeva, aproape poate nu ne interesează, mai bine ați vorbit despre teză, pentru că nu știm dacă dăm mâine teza sau nu, respectând domnul Diaconescu, nu dați nicio teză, mâine teza s-a amânat-o ministerul, exact. Iar greviștii au amânat greva. Exact, teza deci, unică se reprogramează, teza vă spun imediat. Se va reprograma și greva va fi reprogramată în ziua când va fi reprogramată teza, fac ei mișto de dumneavoastră,
dacă i-ați votat, asta e situația, trebuie să suportați. Până... Dar fără politică, domnule. Nu, păi, dacă trebuie să aturim că nu s-au prins că-s bătaia de joc a politicienilor, măcar înțeleg cu ocazia asta. Deci greva nu e mâine, nici teză nu e. Exact. Și când va fi teză, va fi grevă. Iar o faceți pe mama să nu mai doarmă. Vara trecută a urmărit toate episoadele. Stați să vedeți că episodul de astăzi e cel mai important. Să sperăm că va fi ultimul episod. Să sperăm pentru acești telespectatori. Alt cineva spune despre ce se întâmplă și la Chișinău. Cineva vrea să-și salveze iubirea, are o iubită la Chișinău și a făcut o invitație pe 3 luni, cei de acolo la Chișinău nu i-au dat decât o lună și îi speră să primească restul de 3 luni. Acum au nimerit prost cu dragostea în timpul războiului, exact. Să zicem așa, român-român. E și alertă cu bombă de la Mihaela Andreica. Este adevărat că poza se mișcă puțin, dar poate că ne uităm prea atent la poză și de aceea avem impresia succes la găsirea Elodiei, spune Mihaela. Hai să mă uit eu fix la poza asta, să vedem dacă se mișcă ea. Eu n-am curaj să mă uit fix. Uitați-vă fix. De ce nu? Am uitat fix la ea. Nu mișcă. Parcă clipește. Haideți, domnule. Nu credeți? Nu are curaj. Clipim noi, dar nu clipește ea. Nu cred că Elodia e moartă, deoarece anul trecut, parcă la emisiunea voastră, a vorbit cu Cioacă și cu familia la telefon și multă lume a văzut-o în țări străine. Din Pitești sunt Alina, mă numesc, am 27 de ani. Vă rog respectuos dacă se întâmplă, spune Alina, să mai aveți postul liber la televiziunea dumneavoastră, zice doamna Alina. Foarte multe așadar mesaje, dar trebuie important este să-i vedeți pe colegii noștri, plecați acolo, să-și ia și toate dispozitivele de apărare împotriva unui detonator acolo așezat de către criminal. Cascadorul Iulian Onel e pregătit în acest sens și, bineînțeles, teribilul Logică, cel care a mai fost la o incursiune în pădurea de lângă Bacău, pe vremea aceea cu Magda Ciumac. Atunci Logică n-a avut sorți de izbândă, nici Magda Ciumac, trebuie să spunem, ci a mai fost o gică în căutări și n-a avut noroc. Exact asta spunea Teo, fiind ghinionist nu trebuia să-l trimiteți, chiar vine cu mâna goală. Într-adevăr, dar de data asta o gică nu e singur. Altcineva zice, bă, voi ați fost vreodată în zona asta, n-ați văzut că podul este înconjurat de magazine și că podul este de circulație internațională? Nu există. Și cu atât mai nu e podul de circulație ăla, internațională. E verdeață și pustiu, da. Nu e podul ăla. Haideți să vedeți podul. Da. Nu poate fi ăla. Altcineva zice, am lucrat cu domnul Marc în Bacău, avea o afacere cu lemn, dar să fie prezicător n-a dat niciun semn, n-a știut măcar că va da faliment. Cum a spus că de 3-4 ani. Exact, nu s-a apucat de mult. Da. Nicoleta spune, dacă mergeți la locul cu pricina, chiar dacă nu-i cadavru, luați sol din mai multe locuri, exact. Pentru că rămân urme biologice, spune doamna Nicoleta. Ce? Așa a spus și doamna Pamela, da? Da. În câteva clipe o să cânte și Naomi în emisiunea noastră. În Timișoara a fost cutremur, am fost să beau apă și s-a mișcat ușor apa, zice Alin din Timișoara. Înseamnă că a fost unul foarte, foarte mic. OTV, televiziunea adevărată, spune cineva. De ce o pomeniți pe necurat, un loc să ziceți Doamne ajută? Doamne ajută, spunem. Din Timișoara, Elena ne spune că n-a fost niciun cutremur, că e o minciună. Altcineva revine, sunt din Albota, dacă spune că e la groapa de gunoi, e foarte aproape de Pitești. Într-adevăr, dar podul nu e acolo, e mult mai sus, stau 500 de metri mai sus de pod. Păi o să ne lămurim exact acolo, la fața locului, exact unde este podul. Dacă e la 500 de metri mai sus sau mai jos. Până una alta, Pamela crede că Elodia e vie sau e moartă? Nu știu, doamne, nu știu să mai cred, sincer. Cum nu știți? Păi părerea dumneavoastră, care e? Părerea mea, sincer, că e moartă. Că e moartă, da? Domnul avocat, ce credeți? Eu cred că e vie. Da. Și e plecată din țară. Și de ce se ascunde? Nu știți de ce vă spun asta? Că tot vorba domnului Dan Diaconescu. A fi avocat, totuși trebuie să ai și o minte totuși destul de bună. De acord, și? Și ca să fii în așa fel tâmpit să-ți lași un copil acasă pe care îl iubești foarte mult, eu nu știu, ca femeie nu aș face lucrul acesta. Noi nu știm cât de mult îl iubește pe copil. Nu cred. Hai să fim serioși, pentru că el, ea, de fapt, apăra multe cazuri, nu? Era avocat, totuși. Și nu cred că și-ar fi lăsat copilul ca să... Păi da, și aici e o variantă, că s-a implicat în cazuri periculoase și decât să moară și să-și lase copilul de tot, a preferat să rămână prin țările arabe, eu așa zic. Este că unde, de ce au fost petele acelea de sânge în mașina lui Cioacă? Păi îți spun eu, au fost degeaba și degeaba. Nu erau ale ei. Că n-a fost nicio urmă. Păi cum a zis Iacob că sunt... Iacob a spus foarte multe, a spus chiar atunci...
că a tranșat-o, că a tăiat-o, că a dus-o și... Dar poate era pește de la... a fost, da, fost sânge de la pește. Cristina din Albota ne dă o veste destul de proastă, mă rog, pentru noi, că deja podul este aglomerat, nu prea mai sunt locuri pe pod. Ce, dacă vreți să aveți exclusivitate, ar fi bine să vă grăbiți, că deja e cam multă lume pe acolo. Eu ce v-am zis? Sunt localnic din Albota și vedeți că deja s-a adunat lumea la pod, sună acest mail. O să vedem exact, să sperăm că încă mai găsim cadavrul acolo. Sunt Dani din Megidia, până la urmă Elodia e moartă, că nu s-a înțeles nimic din ce ziceți. Când o să găsiți, să-mi spune și mie. Altcineva, Ramona, nu-l crede pe domnul Marc, spune, domnule, acest Marc râde de noi toți. Întrebați-i pe cât s-a vrut să prostească cu claviziunea lui. Era din Bacău și lucrează în comuna Sărata, face uși de lemn. Bine, omul trebuie să facă ceva. Ceva, domnule avocat, dacă era într-o țară arabă, la 3 luni de zile, trebuia să iasă din acea țară arabă măcar să schimbe viza. Deci nu are voie să stea, pentru că nu are voie. A, și ce, nu puteți să treacă nu din țara în altă țară? Nu poate să plătești, trebuie să plece în altă țară. Se ducea în Liban, dar totul se vedea poate la un aeroport. Poate e sub vreo acoperire. Dubaiul, ca stat, îți interzice să stai mai mult de ședere. Dacă stai mai mult de ședere, te expulzează în țara ta de origine, în primul rând, și îți dă și o amendă foarte mare. Da, dar el s-a stabilit în Dubai, el lucrează acolo. El s-a stabilit, acolo. Dar el acum poate că are viza cea mare, de 6 luni, dar el trebuie, când îi expiră acea viză, acolo, nu are cum să o înnoiești de acolo, trebuie să secret? Ieși din țară. Dacă ești agent secret? Nu există agent secret în Dubai. Vă spun eu că nu există. Sheikh Zayed nu permite așa ceva. Ce e Sheikh Zayed? Sheikh Zayed este, nu, este prințul șeful statului. Nu se mișcă poza, ci cadrul, cum tot citi SMS-ul, le zice Viu din Arad. Așa mi se pare mai normal decât să... Cineva spune că Elodia este ascunsă în primăria din Otopeni, zice un interesator, cred că glumește. Până la urmă o să o găsim pe Elodia în laptopul domnului avocat. Nadia, zice, îmi cer scuze că vă deranjez, vreau să-mi spun și eu părerea, Elodia e moartă, dar nu este unde se caută acum, ci foarte aproape de casă, spune doamna Nadia. O să vedem dacă nu o găsim nici sub podul ăsta din Albota, o să vedem exact unde putea fi, dar eu sunt 99% sunt sigur că o găsim acolo. Magda a promis doamnei Barață că după ce termină cu divorțul vine și spune unde se află Elodia, spune Gita din București. Dar nu știu dacă a terminat cu divorțul sau nu a terminat, o așteptăm și pe Magda să ne spună exact unde e Elodia. Să sune măcar. Am aceeași părere cu a domnului avocat, să spune domnul Teo, felicitări, zice domnul Teo. Acela este podul pentru că în Albota e singură. Ah, câte s-a lămurit treaba că e un singur pod în Albota. Deci nu avem cum să bâșbuim. Domnule Diaconescu, chiar credeți că Cioaca ar fi mers 100 de kilometri cu un cadavru în portbagaj? Nu poate fi acolo, eu sunt din Albota, stau la 100 de metri de pod. Păi probabil n-ați prins începutul emisiunii și v-am rugat să mai pierdeți 10 minute. Păi da. Deci imediat la ora 19 v-ați fost informați că nu Cioaca este criminalul în această nouă variantă, ci un tip care este clar de cineva din apropierea lui Cioaca sau cineva care vrea să-l bage pe Cioaca. Sau chiar... Păi să vă spun eu ce dovezi avem aici, am eu o argumentație. Știți că domnul Cioaca a avut tot timpul un comportament foarte ciudat, foarte dubios. Toți îl întrebau, domnule, dar dacă nu ești tu criminalul, de ce nu te aperi cum trebuie? Adică de ce nu sar la... Pentru cum ar face orice nevinovat? Adică el avea un comportament ambigu, exact. Știți? E, și este clar că și el știe cine a omorât-o pe ea, asta e varianta de care spuneam, și el se ferește de acea persoană, că știe că acea persoană îi poate face și mai mult rău. Dacă el se cam opune. Așa, el s-a dus la pușcărie o zi, posibil, două, trei, că a știut că nu poate să țină Iaco mai mult. Probabil că acel om îl tot amenință și zice, domne, dacă nu te saturi, te bag și mai tare. Știți exact ca în filmele pe care eu le vedem, filmele americane. Eu totuși mai am o ipoteză. Este ipoteza mea că ar fi stropită cu acid sulfuric și s-a topit. A, și a dispărut total. Eu așa am... Bine, orice asta e ipoteza e posibil, mea pe care da. O am de când ați început acest serial. Altcineva a spus, știți, că a fost dus acolo unde s-au găsit și obiectele din râpă, dar obiectele au fost găsite în 8 octombrie, adică la o lună și jumătate aproape. Și acolo a fost dus și cadavru, numai că urșii au mâncat cadavru și evident au lăsat obiectele. Din... Ce, tot rămân? Tot rămân. Larvele, nu? Păi dacă l-au mâncat proaspăt cadavru? N-are cum, domnule. Păi n-au apucat să apară larvele. Ceva, rămâne un... Uite, Pamela, să... dacă știam, vă trimiteam la Albota și pe dumneavoastră. Deci, păi groapa... bine mergeai tu la Albota. Groapa asta trebuie să găsim la larve, nu? Să sară în aer. Trebuie să găsim larve. A, v-a fost frică de bomba respectivă. Dar nu e frică de bombă, dar nu am nici să caut acolo. Eu m-am spus, mi-am dat doar cu părere. De ce? Pentru că, deci, în primul rând, Elodia n-am cunoscut-o pe această doamnă, deci nu... Ce să caut, spun, să sap cot la cot cu o gică? Lăsați-vă o gică, pește, să pricepă mai bine decât mine. Te-ai speriat și tu de bombă. Lângă Pitești, cunosc foarte bine zona. E 30% pustie, dar nu e alt pod pe DN. Deci, vedeți, e un singur pod acolo. Și o să vedem exact ce o să găsim sub el. Sunt Florin, am să vă zic ceva, Elodia e la mine acasă, nu mai plimbați elicopterul ăla degeaba, ardeți gazul.
spune acest trăsător, păi da, da, puteți primi recompensa. Dar degeaba o țineți acasă, luați un miliard și ceva ca într-o secundă, fără să munciți, fără să faceți nimic. Cineva fac, trăsătorii trimit mesaje, probabil au văzut-o pe Pamela aici și despre cazul soției lui Salam. O să aflați mai multe direct de la sursă, de la Florin Salam, pe care o să vedeți într-una din seriile următoare aici în emisiune. Altcineva zice într-un mail despre faptul că, mă rog, de ce nu discuta și despre românii uciși cu sânge rece în Spania, în Alcala de Henares și Coslada, o să discutăm și despre asta. Păi, Hermi din Bistrița. Se poate discuta despre sunt multe cazuri, da. Îmi place emisiunea cea mai tare, vă rog citiți mesajul meu, cred că Elodia este moartă, da, într-adevăr. Trebuie să mai punem încă o dată întrebarea la ecran, dacă la televotul 1331, dacă trăsătorii cred că Elodia este moartă sau nu. Elodia trăiește foarte bine acolo unde este dânsa, este în China. Cioacă știe prea bine ce s-a întâmplat. Dacă vreți adevărul, sunați-l pe Cioacă, zice Laurențiu din Târgu Jiu. Zice cineva, ce n-ai băiară, umblați cu regizări, vă luați după toți nebuni, iarăși vă știam televiziune serioasă, nu să găsiți nicio Elodia pe nicăieri, zice Dinu Eugen. Altcineva vrea numărul de telefon al Pamelei, că îi place foarte mult, Fulgerica din Ploiești. Contracost, spuneți. Sunt din Brașov, locuiesc în cartierul Tractorul, foarte aproape de apartamentul Elodiei. Nu vă mai pierdeți timpul, e vie și bine, mersi. Da, dar trebuie să ne trimite și o probă, că ar fi vie Elodia. Bună seara, anul trecut v-am scris când Magda mințea foarte mult. Elodia nu o veți găsi niciodată. Vă salut invitația, aș dori să-mi spuneți și mie invitația dumneavoastră. Voi reuși să vin acasă definitiv, voi reuși să deschid afacerea mea, întreabă Elena Daniela din Giurgiu. Nu știm, domnul Marc acum e plecat în Albo, dar e deja pe drumul respectiv. Nu mai vreți să țineți în suspans, să ne uităm până la 12, să vă facem audiență? Aia e moartă pe undeva. Păi asta crede și Doamne, invitatul nostru că e moartă. Doamne, cuimii, îmi place, schimbă canalul, dar dacă cine vrea să afle, se uită. Puteți da pe DDTV. Și, desigur, și atât. Nu, spuneam că asta crede și domnul Marc, că e moartă. Și de-aia vrea să meargă asta către locul și, unde ar fi ea îngropată. A trimis degeaba elicopterul. Domnul acela abia s-a ridicat să plece. Era convins că nu e Elodia acolo. A plecat cam îndoit, spune Nicoleta. Nu, dânsul nu-i venea să creadă că va pleca cu elicopterul. Da. Nu știm. Important e că o să ajungă acolo. Să sperăm cu bine. Sperăm că nu va detona niciun fel de întoarce cu bine. Bombă. Și că se vor întoarce cu bine. Da, că și asta e foarte important. Nu avem victime în această seară. Da. Sorina din București spune, eu cred că Elodia trăiește și poate fi într-o țară din Europa și trăiește sub alt nume, zice Sorina. E și asta o variantă, dar trebuie să avem indicii clare. Unde trăiește? Să mergem acolo, acasă, la ea? Și atunci primiți recompensa. Mergem cu elicopterul sau dacă îi luăm avionul și ne mișcăm mai repede. Sincer, nu înțeleg de ce o chemați pe Pamela. Când aud doar vocea, schimb postul. O să vedeți, doamna Pamela, în această seară o să vă și danseze ceva extraordinar. L-a schinuit destul pe domnul Cioacă. Dacă nu este vinovat, copilul este speriat când o vede pe bunica din partea mamei. Cioacă, nu cred, sigur, nu-i vinovat. Foarte posibil să nu fie vinovat. Poza nu se mișcă, zice un trăsător. Îi urez noroc lui o gică. Sper să nu fie bombe și noi sperăm să nu moară o gică în această seară. Are mâine un proces foarte greu. Celebrul proces privind loteria ajunge mâine la final și domnul Gică poate să fie achitat, așa sunt toate indiciile noastre. Și după ce va fi achitat domnul Gică, știți bine, are posibilitatea să se întoarcă împotriva statului.